Un furt asemănător a fost reclamat la poliție și în cursul zilei de marți pe o altă stradă din Sighetul Marmației. Pe strada Bogdan Vodă, persoane necunoscute au intrat prin infracție într-o anexă a unui imobil, de unde au furat un rotopercutor în valoare de aproximativ 2000 de lei. În ambele cazuri, polițiști efectuează cercetări pentru identificarea autorilor.